Slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Haideți să luăm scripturile și să cercetăm împreună alte pilde în această seară, pildele fiilor. Familia în relația părinților cu copiii și a copiilor cu părinții este o complexitate care surprinde și fenomene spirituale care sunt înregistrate în relația dintre Dumnezeu Tatăl și noi, creatura sa, fiii săi. Familia este întotdeauna, sub acest aspect, o sursă de învățătură necesară pentru noi ca familie și pentru noi ca adunare. Noi spunem tată și mamă acasă, noi spunem în mod deosebit lui Dumnezeu aici în adunare tată. Acasă sunt copii, aici sunt copiii al lui Dumnezeu. În mod deosebit, la evrei, tata era considerat și stăpân al familiei. Iată ce este scris în Maleahii, capitolul 1, versetul 6, drept dovada acestei afirmații. Un fiu cinstește pe tatăl său, potrivit porunci, și o slugă pe stăpânul său. Dacă sunt tată, unde este cinstea care mi se cuvine? Dacă sunt stăpân, unde este teama de mine? Dumnezeu s-a plâns adesea de copiii săi, așa cum este scris în cartea profetului Isaia, capitolul 1, și vom vedea din trei pilde pe care le vom aborda că a avut motive să o facă. Isaia 1 cu 2, ascultați cerul și ia aminte pământului, căci Domnul vorbește. Am hrănit și am crescut niște copii, dar ei s-au răsculat împotriva mea. Să deschidem acum scripturile la Matei, capitolul 21, pentru a cerceta prima pildă din cele trei, pilda fiilor trimiși să lucreze în vie. Matei 21, o citim mai întâi, versetele 28 la 32, cu o explicație. Ce credeți? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis: fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă, i-a părut rău și s-a dus. S-a dus și la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns: mă duc, Doamne, și nu s-a dus. Care din amândoi a făcut voia tatălui său? Cel din tâi, au răspuns ei. Și Iisus le-a zis: adevărat vă spun că vameși și curvele merg înaintea voastră în împărăția lui Dumnezeu. Fiindcă Ioan a venit la voi umblând în calea neprihănirii și nu l-ați crezut, dar vameși și curvele l-au crezut și, măcar că ați văzut lucrul acesta, nu v-ați căit în urmă ca să-l credeți. Această pildă a fost pusă în contextul discuției referitoare la puterea Domnului Iisus și mandatul lui Ioan Botezătorul. Știți, spune aici de versetul 23 că preoții cei mai de seamă și bătrânii au venit la Domnul și au spus: cu ce putere faci aceste lucruri? Și Domnul a acceptat această discuție și a întrebat de unde vine botezul lui Ioan. Ei s-au sfătuit și au considerat că ar fi mai înțelept pentru ei să nu dea un răspuns Domnului, să nu se demaște. Numai că Domnul Iisus, în înțelepciunea Lui, le-a spus pilda aceasta, care am citit-o, ca să-i forțeze să dea un răspuns. Și fără să-și dea seama, poate, sau siliți de contextul discuției, de dialogul pe care ei l-au inițiat, ei în final au dat un răspuns. Răspuns cu privire la ei, pe care, repet, ar fi vrut să nu-l dea. Haideți să urmărim într-o scurtă privire pe cei doi fii și pe tatăl lor. Versetul 28 și 29 ne prezintă mai întâi pe fiul cel mai rău, care a spus pe față că nu vrea să facă ceea ce i-a cerut tatăl. În situația de atunci, potrivit explicației Domnului, era vorba de vame și de curve. Ei cu siguranță că au auzit ce spunea porunca.
care au cerințele legii, voia lui Dumnezeu. Și pe față au spus, nu vrem. În general, în acest fiu sunt reprezentați toți păcătoșii nerușinați, dar care înregistrează un moment de pocăință, după care viața lor se schimbă radical. Pentru că în versetul 29 este scris că în urmă i-a părut rău. Această părere de rău este pocăința. Și s-a dus. Celălalt fiu îi reprezintă pe fiii, pe oamenii aparent buni, dar de fapt sunt tot răi. El a promis că va asculta, dar n-a făcut-o. În acel caz, era vorba de elita religioasă și socială a Israelului, cei cu care Domnul vorbea și care au vrut să nu dea un răspuns cu privire la ei. Și Domnul i-a identificat foarte clar aici, în versetul 32, când le-a zis, Ioan a venit la voi, umblând pe calea neprihănirii și ar fi fost corect să-l ascultați, era dintre voi, era preot. N-ați avut ce să-i băgați de vină. Știți că pe Ioan nu l-au putut osândi religioșii evrei. L-au osândit Irod pentru acuzația care îi aducea cu privire la imoralitate. Dar în realitate acești oameni religioși nu împlineau cerințele legii. Ei se pretindeau a fi fiii lui Dumnezeu, dar nu erau. Întotdeauna au fost astfel de oameni, care cred că sunt religioși. De exemplu, cum este în vremea noastră, de la un simplu semn al crucii până la frecventa o biserică, poate chiar și protestanță, neoprotestant, de la încheia un act spiritual, un legământ cu Domnul prin botez, și la a nu trăi așa cum cere Dumnezeu, dar a pretinde. Ce credeți, că nu sunt între pocăiți oameni care cred că ei sunt ai lui Dumnezeu și cei de afară sunt toți ai diavolului? Și în fond, nici ei nu sunt și se numără în mod real pentru cei de afară? Evident că da. Cât despre Tatăl din această pildă, nu-l putem identifica decât cu Dumnezeu, despre care putem spune că a avut pe pământ un singur fiu ascultător, în persoana Domnului Iisus Hristos. Iată ce scria Evanghelistul Matei, relatând cuvintele Tatălui Ceresc, mai întâi Matei, capitolul 3, versetul 17, și din cer s-a auzit un glas care zicea, acesta, n-a putut spune Dumnezeu, aceștia, numai acesta, unul singur, este fiul meu preiubit în care îmi găsesc plăcerea. Și tot Tatăl a declarat, de data asta în prezența ucenicilor, aici o făcuse în prezența lui Ioan Botezătorul, citim Matei 17, cu ocazia schimbării la față, versetul 5, și din nor s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu preiubit, în care îngăsesc plăcerea mea, de el să ascultați. Dar nu poți să asculți decât de unul care el ascultă, cum zice Pavel, călcați pe urmele mele, că eu calc pe urmele Domnului Iisus. Însă Dumnezeu n-a rămas numai cu un singur fiu ascultător. Acesta a fost absolut întotdeauna ascultător. În urmă, este interesant aici în textul nostru, apare de două ori expresia în urmă. Matei 21, versetul 29, în urmă i-a părut rău. Adică sunt oameni răi care se pocăiesc și apoi ascultă. Dar despre celălalt ar fi putut să aibă și el o asemenea ocazie. Pentru că din nou apare cuvântul în urmă, în versetul 32. Și măcar că ați văzut lucrul acesta, adică ați văzut vame și curvele pocăindu-se, cei ce a spus că nu vor, acum vor. Și scrie aici, nu v-ați căit în urmă ca să îl credeți. Cu alte cuvinte, pentru că nu s-au grăbit să asculte de Domnul, preoții cei mai de seamă și ceilalți cu care Domnul vorbea aici,
Ar fi trebuit măcar acum, dar ar fi fost prea înjositor pentru ei să se fi pocăit după vame și după curve. Adică întâi s-au dus aceștia la botez și iată și pe ceilalți venind după masă. Cum adică? N-au putut să se smerească în urmă. Și asta a fost greșeala lor fatală. Așadar, întâlnim o categorie de oameni potrivit acestei pilde, care sunt răi, regretă și în final fac voia Tatălui, și altă categorie care cred că fac, dar nu fac și nici măcar în urmă, când ajung să înțeleagă, când, dacă ar fi sinceri, ar trebui să recunoască, tot nu fac. Și asta îi scoate din evidențele lui Dumnezeu. Își pierd dreptul de fii. Să trecem la o altă pildă care este mai extinsă, Luca capitolul 15. După părerea celor mai mulți, această pildă este perla pildelor. De altfel, titlurile sunt relative. Noi o cunoaștem ca pilda fiului risipitor. Dar spuneți-mi de ce nu s-ar putea numi pilda celor doi fii? Ce-i vorba numai de unul? Sunt doi. Sau de ce nu s-ar putea numi pilda dragostei de tată? Pentru că dragostea tatălui strălucește mai presus decât tot ceea ce se poate spune despre fiecare din acești doi fii. Nu citim toată pilda, că o cunoaștem cu toții. O să urmărim doar pe rând cele trei personaje, observând câteva date, câteva detalii despre fiecare. Să începem cu fiul cel mic, fiul risipitor. Observați, el a plecat de acasă, credem, în tinerețe, era cel mai mic. De regulă, în această perioadă se înregistrează plecările înspre păcat, în adolescență, în tinerețe. El este imaginea păcătosului care iese din sfera divinului, a religiosului, care se afundă în noapte. Omul plecat, asta înseamnă ajuns în lume, unde este sub stăpânirea diavolului. Și potrivit pildei, asta a spus-o Domnul pentru înțelesul lor ca evrei, el ajunge să îngrijească porci, ceea ce, în explicațiile legii în Talmud, era blestemat. Se considera nu doar vinovat să îngrijești de porci, știți că era considerat animal necurat, dar se considera și că e cea mai josnică profesie. Și Domnul a spus aceste amănunte tocmai ca să le arate că starea lor spirituală ajunsese în cea mai disgrațioasă stare. Foarte vinovat. Apoi Domnul scoate în evidență că el s-a trezit silit. Observați ce scrie aici în versetul 14. După ce a cheltuit totul, a venit o foamete mare în țara aceea. Nu de bunăvoie a hotărât să se întoarcă acasă. Pentru că Dumnezeu cercetează lumea aceasta plecată de lângă el, dar pe care încă o observă cu diferite necazuri, strâmtorări, ca oamenii să se trezească. Observăm că într-o primă fază, venirea lui în fire n-a însemnat o încredere deplină că tatăl îl va primi. A fost doar o gândire rațională. Nu este scris că el a sperat în atitudinea plină de dragostea tatălui său. Scrie aici că și-a venit în fire, a făcut un calcul foarte logic și a zis, la tata totul se trăiește mai bine. Pentru că sunt oameni care, constrânși de împrejurări, se decid să nu mai păcătuiască. Dar asta nu înseamnă și pocăință. S-ar putea să o facă de silă. Ca să dau un exemplu concret, un copilaș când vede pe tata și pe mama cu nuiaua sau când ajunge rănit și flămând, zice că ascultă. Dar asta nu înseamnă neapărat că s-a și propus să asculte. Dar până se satură, până îi trec vânătăile.
Dar asta nu e suficient. Însă observăm că acest tânăr, în speță această categorie de oameni, care au parte dragostea Tatălui, nu sunt cei care rămân doar la o teamă, doar la o presiune dată de evenimente negative. Spune Scriptura aici de la versetul 18, mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și voi zice, Tată, am păcătuit împotriva cerului și împotriva ta. Căința lui, exprimată verbal prin aceste cuvinte, în care a făcut referire și la vinovăția lui față de cer, pentru că așa spunea și David, Doamne, Psalmul 51, împotriva ta am păcătuit. Nu ar fi corect, ar fi fost suficient să spună, sunt vinovat față de Urie. Nu. Păcatul de regulă este comis împotriva lui Dumnezeu și împotriva oamenilor din jur. De aceea repararea ar fi dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Pe lângă aceste cuvinte, acest gând, că de fapt totul a pornit de la hotărârea lui, de la momentul de prăbușire, de căință, el s-a angajat în mod practic, acțiunea de a se întoarce acasă a fost tot ceea ce poate face un om în a se întoarce la Dumnezeu. Nu mai putea să aducă înapoi nici măcar un ban, nu mai avea. Cu siguranță nu mai avea nicio haină bună. Poate erau zdrențuite sau miroseau porci. Tot ceea ce putea să aducă el cu sine era căința, recunoașterea. Dar o recunoaștere care l-a angajat, s-a întors acasă. Este interesant de asemenea de reținut din text și asta trebuie să fie conștienți oamenii care se pocăiesc. Și noi putem să facem această afirmație în a îi ajuta să înțeleagă ce a însemnat reprimirea lor și cât har acordă Dumnezeu. Tatăl l-a considerat pe acest fiu, citesc versetul 24, era mort și a înviat, nu doar că era pierdut și a fost găsit. Și nu este singura mențiune biblică în care cei păcătoși sunt considerați morți, chiar dacă pe moment ei nu sunt morți, ei sunt numai pierduți, dar pot figura în evidenția lui Dumnezeu morți. Iată ce citim în Efeseni, capitolul 2, un text foarte bogat care exprimă trecerea de la moarte la viață. Efeseni 2:1, voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, și explică în versetele 2 și 3, plecați de acasă, duși în lume. Versetul 4, dar Dumnezeu care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare o care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat și nu numai. Pilda este imaginea recuperării totale a celor morți. Nu sunt doar înviați și li se dă drumul din cimitir să-și rezolve nevoia de existență. Sunt duși la palat, la tron. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus. Tatăl l-a reprimit, l-a îmbrăcat. Amănuntele din pildă evidențiază faptul că el nu mai era considerat rob. Robii umblau desculți, avea autoritate, a primit un inel. În vremea aceea cu inelul se parafa onoarea de care i s-a făcut parte, primirea la masă și toate aceste aspecte dovedesc nu doar o trecere de la moarte la viață, o trecere de la moarte la o viață în toate drepturile. O viață, viață. Aceeași idee este scrisă și în Coloseni, capitolul 2, versetul 13. Pe voi care ați morți în greșelile voastre, am dat acest al doilea citat ca să înțelegem că Pavel folosea imaginea asta în diferite biserici. Și în firea voastră pământească neteată împrejur, Dumnezeu v-a adus la viață împreună cu El, după ce ne-a iertat toate greșelile. Observați, de fiecare dată este scris că Dumnezeu nu a decis să ne ierte așa simplu, cum poate noi acordăm o iertare unui copil al nostru. E copilul meu,
și îl iert. Dumnezeu nu ne-a iertat de gratis, noi am fost iertați cu un preț, a avut loc o substituire. De altfel, cred că însăși tăierea vițelului poate să fie luată, chiar dacă nu intrăm în detalii care pot să ne încurce la un moment dat, ca un simbol al jertfei care s-a dat, pentru că Dumnezeu încă de la păcatul lui Adam și a Evei i-a învățat pe oameni substituirea. De unde au fost hainele cu care i-a îmbrăcat pe Adam și pe Eva? De la sacrificarea unui animal. Pentru că fără vărsare de sânge la Dumnezeu nu este iertare. Aplicația pentru noi, dacă ne-am considerat morți și acum suntem vii și acesta e mare har, este scris în Roman, capitolul 6, versetul 13, unde se vorbește despre simbolistica botezului, moartea, îngroparea, învierea. Să nu mai dați în stăpânirea păcatului mădurarele voastre, ca niște unelte ale nelegiuirii, ci dați-vă pe voi înșivă lui Dumnezeu ca vii din morți cum erați și dați lui Dumnezeu mădurarele voastre ca pe niște unelte ale neprihănirii. Acest fiu s-a angajat să slujească precum un rob. Era gata să facă orice, să asculte. Așadar, căința lui n-a fost un simplu sentiment, o prăbușire, ci a fost un angajament de ruptură totală cu trecutul. Asta nu se poate fără o zdrobire direct proporțională cu starea de păcat și fără o angajare imediată de întoarcere, de intrare în acord cu voia lui Dumnezeu. Vedeți, când cineva se pocăiește, dacă nu se înregistrează starea asta de penitență, ninivenii au postit, nu că i-a învățat cineva. Și spunea Domnul Iisus că ce au făcut ei se numește pocăință și au fost stricați, nu știau să deosebească stânga de dreapta, spune textul biblic. Părerea mea că ninivenii au intrat într-o așa stare de durere pentru starea lor, atât au conștientizat, încât nu doar că au postit, le-a pierit pofta de mâncare. Pentru că acesta e adevăratul post al pocăinței, când te prăbușești încât nu mai ai chef de glume, de distracții și nici chiar de mâncare. De altfel, când se realiza ispășirea și se iertau păcatele poporului în Vechiul Testament, în ziua ispășirii, ziua 10 a lunii a 7-a, era singura zi din an în care poporul n-avea voie să mănânce. Cu următoarea mențiune, să-și merească sufletele, adică de durere să nu consume absolut nicio hrană și evident nici apă. Trecem la celălalt fiu, numit în pildă fiul cel mare. Este imaginea omului care are o formă de religie și pe care o practică, într-o măsură vizibil mai mare decât alții. Iată care sunt cuvintele cu care se justifică el în fața tatălui. Luca, capitolul 15, citim versetul 29. Iată, eu slujesc ca un rob de atâția ani. Avea un trecut religios. Dar care a fost greșeala lui? N-a înțeles atitudinea lui Dumnezeu în raport cu păcătoși. Asta a fost una. A doua. El nu s-a considerat greșit sub nicio formă. Cu siguranță că el nu era de greșit ca fratele său, era mare distanță între ei. Exact cum spunea Domnul într-o altă împrejurare, în Luca 7, de la 36 la 50, este cazul cu ocazia vizitei Domnului în casa lui Simon. Simon nu era vinovat ca femeia aceea, el datora numai 50, pe când femeia 500 sau poate mai mult, sunt alții care datorează. Numai că Domnul i-a spus că și de când a intrat el în casă, respectivul fariseu comisese greșeli. Nu-l primise ca o gazdă bună. A zis, tu nu mi-ai dat sărutare. Ea mi-a sărutat picioarele. Ai uitat să joci rolul de gazdă. Nu mi-ai pus apă la îndemână să-mi spăl picioarele. Așadar, e drept versetul din Eclesiastul care spune că nu este nimeni care să facă binele fără să
păcătuiesc. Deci chiar când ne silim, dar acum vorbim despre oamenii care încă nu s-au întâlnit cu Domnul. Sunt atâția care cred că sunt buni și în raport cu alții sunt buni. Au acte de caritate, au un spirit de dreptate, un comportament moral, dar asta nu înseamnă că nu sunt păcătoși. Deci acest fiu nu s-a înțeles nici starea lui, nici actul de pocăință al fratelui său. Și prin aceasta, el, de fapt, el nu l-a înțeles pe Dumnezeu. Comportamentul lui ar fi fost mult mai răsplătit decât al fratelui său dacă își respecta tata și fratele. Pentru că apare aici un cuvânt interesant, versetul 31. Tu întotdeauna ești cu mine și, mai important, tot ce am este al tău. Deci Dumnezeu nu apreciază numai păcătosul care se pocăiește. Dumnezeu este gata să dea totul pentru unul care se silește. Dar dacă se comit aceste două greșeli, să nu înțelegi de ce Dumnezeu mântuiește pe alții și să nu înțelegi că tu, oricât ai fi de bun, ai nevoie de iertare și de o jertfă, asta este o mare greșeală. Citim în Fapte 10 despre Corneliu, că a fost un om cu un comportament deosebit. Dar știți care a fost momentul în care a primit el Duhul Sfânt? Într-un anume fragment din predica lui Petru se întrerupe audiția și intră Duhul Sfânt în acțiune. Citesc Fapte 10 de la versetul 43. Toți prorocii mărturisesc despre el, adică despre Domnul Iisus, că oricine crede în el capătă prin numele lui iertarea păcatelor. Observați, continuă textul, pe când rostea Petru cuvintele acestea. Care e relația dintre intervenția Duhului Sfânt și cuvintele lui Petru? Iertarea. Corneliu a fost conștient. Scriptura spune și despre David, când se roagă în Psalmul 25, Doamne, iartă-mi greșelile în tinerețe. Iov zice la un moment dat, vrei să mă pedepsești pentru greșelile din tinerețea mea? Ori acest fiu mai mare, în dreptul lui nu notase nimic. De aceea tatăl n-a putut să fie bucuros de atitudinea lui. Și nu știm cum se încheie astfel de episoade în dreptul fiecăruia, pentru că aici pilda rămâne în suspans. A intrat în casă? N-a intrat? În al treilea rând vreau să observăm pe tatăl, care din nou nu este altul decât Dumnezeu, dar să nu lăsăm exemplul acesta să-i fie caracteristic numai lui Dumnezeu. Starea aceasta să ne caracterizeze și pe noi. În atitudinea față de cele două tipuri de fii, așteptarea și întâmpinarea celui rău risipitor, urmate de înnobilarea lui, justificarea apoi în fața fiului mai mare când ia apărarea celui mic, exprimă dragostea desăvârșită de părinte. Ce-ar mai fi putut sau ce-ar mai fi trebuit să facă tata în situația aceea? Ar mai fi fost vreo dimensiune a dragostei care ar fi trebuit arătată și n-a fost arătată acolo? Să iasă înainte, spune Scriptura, l-a sărutat și asta însemna mult. Ba chiar scrie că l-a sărutat mult. Asta a parafat iertarea celui mai tânăr. Dar dragostea de tată se manifestă și în relația cu cel mai mare. Tatăl a ieșit afară nu doar să-l justifice pe cel mai mic. Știți că cel mai mare nu spune fratele meu, zice acest fiu al tău. Și Domnul înțeles aici tatăl, iată cum spune versetul 24, acest fiu al meu l-a recunoscut. Și asta a fost învățătura care a fost prezentată Domnului Iisus, citim Luca 19 cu
ocazia mântuirii lui Zacheu, versetul 9 și 10, și el un vameș, Iisus a zis, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, că și el este fiul lui Avram, pentru că fiul omului a venit să caute să mântuiască ce era pierdut sau ce era mort, cum am amintit înainte. Ceea ce este în mod desăvârșit în dragostea tatălui, este că a ieșit afară să-l roage pe cel mai mare să intre și s-a adresat cu cuvintele, scrie 15:31, fiule. Observați, tata îi spune și la unul și la altul fiu și se raportează la fiecare potrivit cu starea lor. Este cunoscut faptul că evanghelistul Henry Morehouse obișnuia să predice din Ioan 3:16. El a fost un om lumesc. Nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. A vrut să se sinucidă. Și noi spunem întâmplător, Dumnezeu așa coordona lucrurile să ajungă într-un mediu de biserică. Și acolo s-a prăbușit, s-a predat Domnului. Și a fost atât de marcat de dragostea de părinte încât obișnuia frecvent să plece în predicile lui de la acel verset numit de aur al Bibliei, Ioan 3:16, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Și spunea Domnul Iisus în cazul vizitei în casa lui Simon, Luca 7, celui ce se iartă puțin, iubește puțin. Asta este o ispită. Ispiteau și unii și alții. Fiul cel rău are ispite grele în a abandona răul. Fiul celălalt are ispite mari în a înțelege iubirea tatălui și nevoia lui, chiar dacă pare minimă, de mântuire. Așadar, să ne regăsim în una din cele două situații potrivit cu ceea ce am fost și să înțelegem dragostea tatălui și să intrăm în casă la masa care ne este pregătită. Doamne, îți mulțumim că ne-ai iubit și ne iubești cu o iubire veșnică, așa cum scrie în Ieremia. Și ultima pildă pentru această seară, chiar dacă nu e vorba de fii, dar este exact aceeași structură, Luca 18, de la 9 la 14, pilda fariseului și vameșului. De fapt, sunt cei doi fii. Este o pildă spusă pentru aceeași categorie de fii, ascultători în ghilimele, dar care nu-i făceau bucurie Domnului, adică tatălui. Observați ce spune versetul 10. Doi oameni sau doi fii s-au suit la templu să se roage, adică s-au prezentat înaintea tatălui, fiecare cu raportul cu sinele lui. Unul era fariseu, iar altul vameș. Ce spune Scriptura Domnului Iisus despre ei? Să-i luăm la rând, fariseul mai întâi. Versetul 11, sta în picioare și a început să se roage în sine astfel. Dumnezeule, îți mulțumesc că nu sunt ca ceilalți oameni. Prin însăși definiția de fariseu, asta însemna, într-o traducere ad literam, separat. De aia folosit expresia ceilalți oameni. Adică noi suntem separați. Da, erau separați, erau cealaltă categorie de fii. El se străduia în felul lui. Fariseii au fost mult mai religioși decât saducheii. Saducheii erau pe dictonul mâncăm și bem. Ei erau cei din conducere. Fariseii, în schimb, erau cei care respectau cei cu canoanele, un fel de călugări ai vremii. Aveau multe reguli care le îndeplineau după rânduielile lor. În felul în care interpretau ei legea, de aceea în Evanghelie apar foarte multe dispute între Domnul și ei în interpretările diferite ale legii. Numai că Domnul nu i-a lăudat. Pentru că religiozitatea lor era una formală. Și ca să actualizăm datele, asta poate fi cam așa. Te rogi în românește, te rogi în alte limbi și când se încheie rugăciunea sau când pleci de la biserică, vorbești de toate și de toți. Sau umbli îmbrăcată cuvincios, batic pe cap, fustă lungă, da, mă să nu deschidă gura.
sau dai bani pentru săraci, oamenii te cred drept un om care nădăjduiește în răsplata eternă, dacă încolo poate biet om dă la gândul că le iartă Dumnezeu de niște păcate ce le face. Și exemplul ar putea să continue. Ceea ce a fost mai grav în cazul acestui fariseu este că a rostit cuvinte nedrepte în rugăciune. Rețineți. Una este să discuți cu cineva și să te lauzi, sau să ai tu în sine o părere despre tine mai înaltă, ceea ce nu e recomandabil. Dar cel mai grav în toate acestea, să-i spui la Dumnezeu, nu m-ai văzut. Sunt ireproșabil. Știți că Pavel cu sinceritate a putut să spună Filipeni 3, în ce privește legea, criteriile noastre de împlinire a legii, fără prihană. Dar spune Scriptura aici că i-a sporit vinovăția cu această atitudine. Pentru că nu câștigăm absolut nimic lăudându-ne înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu știe ce am făcut. Faptele bune le ține El în evidență. Noi trebuie să venim mult mai degrabă cu vinovățile noastre, chiar dacă sunt mici, să le recunoaștem. Fericit de cei ce au un cuget sensibil. Cu siguranță că acest fariseu, dacă ar fi fost să fie luat la rost, așa cum s-a întâmplat când au adus o femeie prinsă în prea curvie, care-i fără vină? Și-au amintit despre ce-i vorba. Cum spune Eclesiastul 7, când auzi că altul ți-a vorbit de rău, stai puțin și te amintește, nu cumva te-ai prins tu cândva într-o discuție și l-ai judecat, l-ai vorbit de rău pe altul. E foarte ușor să te scapi să vorbești. Cum zice în Evrei 12, păcatul te înfășoară așa de lesne. Nici vorbă de una ca asta. Dar cum se spună păcatele, că el se ruga cu voce tare? Să laudă alții. De aceea scrie aici în versetul 9 că Domnul a spus pilda aceasta pentru unii care se încredeau în ei înșiși că sunt neprihăniți. Și nu era destul. Disprețiau pe ceilalți. De aceea a zis în rugăciunea lui, sau ca vameșul acesta. Și iată sentința care Domnul i-a dat-o, versetul 14. Vorbind de cei doi, eu vă spun că mai degrabă omul acesta, adică vameșul, s-a pogrăt acasă socotit neprihănit decât celălalt. Să te întorci de la adunare mai păcătos de cum ești. Dar iată că se poate. Privind la vameș, observăm că s-a raportat la Dumnezeu cu sinceritate și smerenie. N-avea fapte. Și asta nu era o lucrare plăcută înaintea Domnului. Dar măcar a fost sincer și s-a smerit. A spus cuvintele, citind versetul 13, partea finală, Dumnezeule, ai milă de mine. Niciun comentariu, nici o justificare. În sensul, Doamne, am păcătuit, dar alții m-au provocat. Și alții sunt de vină. Înaintea lui Dumnezeu nu mergem cu dosarele altora, cu a nostru. El este comparabil aici cu David, chiar dacă David a fost un vameș. David a fost din prima categorie, dar acum a trecut într-a doua, a căzut. Și spune el în Psalmul 51, versetul 17, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești inimă zdrobită și mâhnită. Deci, iată în ce sens se uită Dumnezeu la inimă, la zdrobirea ei. Niște frați se înțelegeau cu privire la un om care căzuse într-un anumit păcat, îl reprimim în drepturi sau încă nu? Și pentru că părerile au împărțite, de altfel așa procedăm și noi pentru situații mai speciale, au ajuns undeva la rugăciune și Domnul le-a vorbit. Am văzut lacrimile lui, cunosc zdrobirea inimii lui și am hotărât să-l iert. Astea sunt chestiuni care se manifestă în rugăciune, în relația dintre om și Dumnezeu. Noi, ca slujitori, să nu mergem pe ideea că noi legăm pe pământ și legat în cer. Noi trebuie să fim în legătură cu cerul și dacă acolo Dumnezeu a aprobat, apoi putem să operăm și noi în acte că Dumnezeu va ține cont de ceea ce spune. Și în final,
să observăm că atitudinea tatălui a fost determinată de atitudinea lor. Fariseul nu s-a considerat păcătos, vameșul, deși păcătos, a crezut în îndurarea lui Dumnezeu. Și încheie Domnul relatarea spre cei doi cuvintele, finalul versetului 14, căci oricine se înalță va fi smerit. Deci la Dumnezeu nu poți merge cu fruntea sus, oricine ai fi. Domnul Iisus a fost deopotrivă cu Tatăl și s-a smerit. Dar noi care oricum avem cel puțin greșeli din copilărie și din tinerețe, da, avem noi și pe parcurs. Căci oricine se înalță va fi smerit și partea cealaltă, oricine se smerește. Cum oricine? Chiar poate fi primit oricine? Da. Numai să manifeste această atitudine pe care apoi să o pună în practică. Spune Scriptura în Romani capitolul 3, pentru că asta a fost marea problemă a evreilor, nu s-au considerat păcătoși, ceilalți oameni, celelalte popoare erau cu totul de neprimit înaintea lui Dumnezeu. Și spune Scriptura aici că toți au păcătuit și sunt deciși de slavă lui Dumnezeu, nu toți la fel, evident, și sunt socotiți neprieniți fără plată, și cel cu 500 și cel cu 50, prin harul său, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Doamne, îți mulțumim pentru bunăvoința și bunătatea Ta. Aici trebuie să fim atenți cum tratăm pe păcătoși, să nu o luăm înaintea lui Dumnezeu, nici să nu rămânem în urmă. Aceste trei pilde scot în evidență, spun în încheiere, și chiar dacă ar fi să mai adăugăm o pildă, este în 2 Samuel 14, spusă de o femeie din Tecoa, o amintesc doar întreagăt, acolo era vorba tot de doi fii, unul mai păcătos decât celălalt. Dar acești păcătoși, dacă își recunosc păcatul, oricât ar fi de mare, și se pocăiesc, devin de drept și de fapt fiul lui Dumnezeu și vor moșteni împreună cu Fiul adevărat, cu Domnul Iisus Hristos. Iată, citim în Romani 8 în privința aceasta, de la versetul 29, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte ca să fie asemenea chipului fiului său, pentru că el să fie cel întâi născut între mai mulți frați. Și când citim numai versetul ăsta, putem să interpretăm că Dumnezeu a cunoscut pe unii mai dinainte, că aceia sunt oameni neprihăniți, așa credeau fariseii, și ei au drept. Dar iată ce scrie aici, versetul 31. Deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Vom avea un comportament ca al fariseilor? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său și l-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Deci, unii ar avea motive să ridice pâră. Cum? Pe El l-a ales? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Și în pilda cu fariseul și vameșul, și Domnul a spus, vameșul s-a întors acasă neprihănit. Dumnezeu așa l-a considerat. Și în versetul următoare scrie că această declarare a omului neprihănit se bazează pe jertfa Domnului, iar din partea Tatălui pe dragostea Lui desăvârșită. Numele Domnului să fie binecuvântat. Pentru această dragoste a Tatălui și pentru jertfa Fiului, așa cum scrie în Apocalipsa, și Tatăl și Fiul vor fi slăviți pentru eternitate. Și ultimă precizare, ceilalți fii sau ceilalți oameni care au o formă de evlavie, de pocăință, cum o numim noi, de religiozitate, au activități, pot să aibă și rezultate, spunea Domnul, că unii vor zice în ziua aceea, Doamne, noi avem rezultate. Sau sunt unii care au doar o apartenență lipsită de împlinire a voiei lui Dumnezeu. Sunt excluși. Dacă nu-și văd nevoia de mântuire, care aparent pare mică pentru ei, așa cum de situația asta ne izbim în dreptul unora care se scriu la botez dintre membrii adunării noastre, dintre copii. Le dăm o fișă să completeze momentul convertirii, se descrie întoarcerea lor la Dumnezeu. Cu tristețe, uneori la unii citim numai două rânduri. Eu am umblat la adunare și vreau să închei legământ cu Domnul. Mă tem că nu-și văd nevoia de mântuire, chiar dacă au fost băieți și fete cu minți în raport cu alții. Dar am găsit chiar anul acesta în niște fișe situație unora
despre care poți să fii convins că s-au întors cu adevărat la Dumnezeu. Fii plecați, oameni duși în lume, dar care pot să-și descrie momentul. Pentru ceilalți uneori pare mai greu de descris momentul când și cum s-au întors ei la Dumnezeu. Care a fost momentul în care Fiul cel Mare a fost și el conștient că intră în casă și că beneficiază de averea Tatălui, nu datorită lui, ci datorită Tatălui. Unii nu înțeleg actul suprem al dragostei divine. Și dacă nu înțeleg asta, n-ar fi mult, Dumnezeu nu le cere mult, doar ceea ce sunt ei datori, puțina lor datorie în raport cu alții, dacă nu înțeleg, sunt condamnați alături de ceilalți păcătoși care nu se pocăiesc, pentru că mai fac o precizare, cei răi, fiul risipitor, nu toți fii risipitori se întorc. Dar cei care aparent sunt buni și slujesc de atâția ani, dacă nu-și văd nevoia de mântuire, vor împărtăși soarta fiilor risipitori care nu se întorc. Avem tâlhare din stânga și dreapta Domnului. Fii risipitori au fost amândoi. Unul s-a întors, altul nu s-a întors. Și încheiem cu un text din Luca, capitolul 7, care descrie exact situația celor două categorii de oameni. 7, de la versetul 29. Și tot norodul care l-a auzit pe Ioan în provăduirea lui, și chiar vamii și-au dat dreptate lui Dumnezeu primind botezul lui Ioan. Au considerat, așa e corect. Dar farisei și învățătorii legii au zădărnicit planul lui Dumnezeu pentru ei, neprimind botezul lui Ioan, neînțelegând nevoia de pocăință. Și Domnul dă aici o pildă. Oamenii aceștia n-au reacționat nici când li s-a cântat de jale, nici când li s-a cântat de joc. Adică nu s-au încadrat nici în categoria celor care trebuiau să plângă de jale că sunt tare păcătoși, nici în categoria celor care trebuiau să cânte de joc, că Dumnezeu pentru ei care credeau că sunt aproape bine, Dumnezeu are pentru ei o adevărată bucurie și au și ei nevoie să le cânte cineva și să-i cheme și să audă acest glas plăcut al Tatălui. Și scrie versetul 35, drept concluzie, verdict, totuși înțelepciune, adică felul în care Dumnezeu a procedat, a fost găsită dreaptă de toți copiii ei. Felul în care Dumnezeu procedează cu cel mare, cu cel mic, cu fariseul și cu vameșul, în final vom considera că e drept să putem ajunge să înțelegem și noi aceasta, ca să avem parte de dragostea și de bucuria cu Tatăl, cu Fiul Său adevărat și cu toți fiii care mai pe urmă se întorc și vor să slujească Tatălui. Amin.